Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi să fiți pe RCIS FM și Angelus TV. În fața dumneavoastră și alături de mine astăzi este sora Patricia Kaiser din cadrul congregației Slujitoarele Duhului Sfânt. Sora Patricia, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Da, mulțumesc pentru această invitație. Mulțumesc mult. Ca de fiecare dată înainte de emisiune, încerc să aflu câte ceva despre omul cu care urmează să stau de vorbă. Bineînțeles că am aflat câteva aspecte pe care le vom dezbate împreună în cadrul emisiunii, dar aș vrea să concluzionez într-un fel tot ceea ce am auzit despre dumneavoastră. Și deși sunteți persoană consacrată, soră, călugăriță, nu? Mi s-a spus despre dumneavoastră că sunteți și ați fost ca o mamă pentru foarte mulți copii. Cum poate, soră Patricia, o persoană consacrată să fie de fapt mamă în același timp? Cum ați făcut acest lucru pe parcursul vieții dumneavoastră de până acum? Da, mă bucur dacă este acest mesaj a rămas la oameni. Am fost, sau chiar cu soara cu care am fost, noi am fost ca mama pentru copii. Am simțit vocația mea, adică de a oferi această apropiere de Dumnezeu, această iubire. Și prin diferite activități am s-a apropiat, chiar lumea a fost foarte deschisă, foarte multă încredere am simțit din partea oamenilor față de noi. Am senzația că pentru a reuși acest lucru, de fapt, este vorba despre dăruire. Dăruire, se poate spune că v-ați dăruit întreaga viață activității pe care ați derulat-o? Da, cred că asta a fost o inima pentru a face cunoscut iubirea lui Dumnezeu. Da, v-ați născut în Austria și la începutul anilor 90, mai exact în 91, ați venit în București, v-ați început acolo activitatea și apoi în Moldova în 95. Haideți să încercăm ușor să dăm timpul înapoi și să ne amintim primul dumneavoastră contact cu România în 91, în capitala țării. Ce ați găsit atunci în București și care era de fapt marea provocare pe care ați acceptat-o venind în România? Da. Poate eu încep cu trimiterea, prima invitație, adică când am fost întrebat dacă sunt deschis de a merge în România, a fost pentru mine un pic frică. Nu am cunoscut așa mult despre țara. După ce am avut puțin dificultate cum mă descurc cu limba și asta am spus și superioara mea care m-a întrebat dacă sunt deschisă pentru această misiune, dar am gândit dacă Domnul vrea să mă duc, voi reuși, încerc, spun un da, dacă nu reușesc, se vedea după un timp. Și când am ajuns, adică în 91, chiar pe 18 octombrie 1995, adică cum am fost primit acolo, cu multă căldură, a fost atunci nunțiu Bukowski, el a fost vorbit și el ne-a primit cu multă căldură. A simțit și toți, susținerea. Da, susținerea, da. Și toți, și surorile acolo la Sfântul Iosif, la catedrala, unde am stat, unde am început după aceea cu limba română, am experimentat și această dificultate cu limba. Am gândit niciodată eu voi învăța această limbă, dar am primit întotdeauna acest încurajare din partea oamenilor. Și, na, acolo am fost jumătate de an și după aceea, când a fost deja stabilit să mergem la Roma, adică în diocesa de Iași,
Și când am ajuns acolo, bine, am trebuit să continuăm cu limba și deja lângă asta, vizită în familie, așa cum am putut. Dar această primire, această ospitalitate m-a ajutat foarte mult să mă găsesc, să am să curaj. Să vă adaptați în România. Da, da, dacă da. E să vorbim și despre alte dificultăți, în afară de această dificultate normală, de altfel, de a nu ști limba poporului în care trăiești, ce alte dificultăți ați întâmpinat în adaptarea dumneavoastră într-o țară străină? Bine, să cunoscut sau să simțit acesta după Revoluție, nu? Lumea a fost foarte închisă. Așa, am simțit un pic frică, neîncredere, entuziasm. Poate, față dumneavoastră. Dar în același timp ați simțit că e și un strigăt de ajutor și de nevoie de susținere din partea poporului român? Exemplu, când am ajuns la Roman, la Raducanen, nu la Roman, înte, când am făcut așa vizita în familie, am simțit, exemplu, pentru mine a fost foarte, nu am înțeles, perdele a fost închise, lumina, adică a fost un rezultat acesta frică să nu audă cineva ce vorbim și așa, dar lumea a fost foarte deschisă față de noi. Chiar cu limba cum am vorbit, a fost pentru mine o încurajare. Am gândit, eu pun tot efortul să fii prezent, să încurajez, să dau o mână de ajutor pentru, da, cum se... Știm că în acele timpuri, deși, așa cum spuneți, erau aceste efecte ale perioadei de comunism, apoi ale revoluției prin care țara noastră a trecut, era totuși o nevoie a familiilor, a copiilor, de a-și găsi un loc. Un loc în afară de casă, de școală, unde să fie valorizat, să fie îndrumat și să-și găsească oarecum acea mamă de care aveau nevoie și în afara casei lor. Cred că cel mai bine, mai ales pentru că ați stat o perioadă mai lungă acolo, ați simțit la Răducăneni acest lucru și generații de copii au trecut prin mâinile dumneavoastră, generații pe care le-ați îndrumat, le-ați susținut și ați rămas în mod categoric acolo într-o parte a sufletului lor. Cum vă amintiți acea perioadă și ce însemna de fapt pentru copiii din Răducăneni căsuța Nazaret sau alte lucruri care sunt acum în amintirea lor? Bine, când am început la Raducanen, când am cumpărat acest teren și această căsuță adevărată a fost... Erați împreună cu sora Davida. Erați două surori din congregație care ați preluat practic această misiune în Raducanen. Da, da. Așa. Și când am, pentru că înainte, când nu am avut nimic, adică am făcut multe activități în biserică, dar iarna a fost greu. La noi am găsit, adică unde am stat noi, un mic spațiu să facem puțin o activitate cu copii, dar a fost, copii au venit așa mulți și nu mai am reușit. Și, bineînțeles, am trebuit să luăm legătură cu superiorii noștri și cu părintele actual, părintele Farcaș. Atunci am găsit un teren cu casuța, cum se spune, cum a rămas acest nume, să luăm, să cumpărăm împreună cu parohie, bine, cu binefăcători care ne-au sprijinit să luăm acest lucru și împreună cu copii, cu și părinții au ajutat să facem un pic o reparație, să aranjăm acest spațiu. Practic să pregătiți locul în care urma să vă întâlniți cu copii exact, și să desfășurați ce tipuri de activități, soră Patriția? Am făcut catehese cu copii, cântecele, șocuri, scenete, diferite activități am oferit copiilor. Practic în completarea a ceea ce se întâmpla în biserică, la liturghie, într-o strânsă colaborare, bănuiesc, cu părintele paroh, cum era relația cu părinții? Pentru că, dincolo de copii, dincolo de părintele paroh, era foarte important să aveți încrederea părinților, a familiilor. Cum ați gestionat acest lucru?
Bine, de fapt, foarte repede lumea a... lumea a avut încredere în noi. Eu, partea mea a fost și foarte mult sunt asistentă medicală și am mers și în familie, am vizitat și acolo am creat și această încredere și prietenie, prietenie. Da. Se spune și... despre dumneavoastră că ați avut mereu o față solară, zâmbitoare, că sunteți ca soarele, de fapt. Cred că în viața multor familii, multor persoane, ați fost exact acel soare pe care l-așteptau la un moment dat. Ați simțit acest lucru? Ați simțit vreodată bucuria și recunoștința lor de a vă avea? Am simțit în partea lor această bunătate, ospitalitate, adică a fost reciproc, așa o încurajare. Pentru mine, cu limba, m-a acceptat, poate anumite lucruri nu am știut, m-a ajutat și așa a fost o colaborare frumoasă, adică, da. Dacă este să vorbim despre persoanele consacrate, este știut faptul că ele nu au o familie, nu? În afară de părinți, de frați, de locul în care s-au născut și au copilărit. Se simte vreodată o persoană consacrată singură? Eu am dat seama în această activitate, misiune, care cere foarte multă implicare, să nu neglijăm vocația noastră, cum este și în familie, adică această relație cu partenerul și la mine această legătură cu Dumnezeu, cu Domnul. Este un pericol dacă este multă activitate să ne pierdem nume în activismul. Se devină practic ca un loc de muncă. Da, să ne simțim bine în asta. Dar... asta a fost întotdeauna pentru mine importanță și chiar în comunitate să ne sprijinim reciproc, să punem acest aspect de a avea grijă de viața noastră spirituală, de vocația noastră, să nu pierdem, pentru că este și un pericol să cadem în celălalt extrem, să fie acest echilibru în viața noastră. Și cred că oameni repede simt asta, sunt foarte așa sensibil pentru ce trăim noi. Și această încredere vine numai dacă eu sunt transparent pentru Dumnezeu. Și asta vrem să oferim oamenilor, această încurajare, nu viață de lux, adică această legătură cu Dumnezeu ne da putere și să mergem mai departe cu Domnul, cu Dumnezeu. Asta este important și cred că asta este și misiunea noastră în unde suntem, să arătăm oameni. Noi suntem aici nu pentru că eu vreau să mă realizez, ci să arat, Dumnezeu da și curaj. Și asta a fost pentru mine această trimitere în România. Dumnezeu m-a dat putere să învăț și limba, să învăț și cultura, să intre în viața oamenilor și să da această bucăție, credințe mai departe. Pentru că ați vorbit de roade, sunt convinsă că vă crește inima atunci când vedeți că micii copii pe care i-ați îndrumat chiar în Răducăneni au devenit acum oameni așezați, oameni care duc o viață așa cum trebuie pe placul Domnului, nu fie că au familie și copii, fie că sunt persoane consacrate, preoți. Care este de fapt sau este aceasta una dintre cele mai mari mulțumiri? Atunci când tragi o linie și te gândești așa la bilanțul dăruirii, activității și eforturilor făcute, cred că nu este meritul meu. Poate eu pot să mulțumesc Domnului dacă văd și este o bucurie. Copiii care au fost atunci, tinerii care au fost atunci, au realizat în viață. Și pentru mine este important să nu rămână la ei, să dau mai departe. Adică să fie această daruire mai departe și să facem
o lume mai bună. Practic, astfel dăruind. În 2010, mm-hmm. după ce ați stat câțiva ani la mm-hmm. Răducăneni, ați plecat în Anglia. Mm-hmm. Vreau să vă întreb dacă ați suferit atunci, părăsind de fapt România, după, mm-hmm. iată, câțiva mm-hmm. ani buni mm-hmm. petrecuți mm-hmm. în această țară, după ce v-ați acomodat, ați trecut de acel trac de început, de țară străină, de limbă străină, a venit 2010 și a trebuit să plecați în Anglia. Cum a fost această plecare pentru dumneavoastră? Bine, asta am cerut eu după anumit timp, adică 15 ani în misiune, ajungem la anumita oboseală psihic și fizic, adică normal. Am simțit anumită oboseală și cu sănătate poate am simțit afectată. Trebuie să fac ceva și am cerut un pic de pauză și congregații oferă anumit curs de formare și pentru asta am trebuit să învăț limba engleză și este și bine o pic o schimbare de a intra în altă dinamică și am învățat bine engleza un pic și am participat la diferite cursuri de formare, adică spiritual ceva. Să mă încarc din nou pentru a pregăti pentru altă trimitere. Și a fost tot România, dar de data aceasta roman. V-ați reîntors la roman, nu-i așa, în 2011. Da. Ce a presupus reîntoarcerea la roman? Pentru că știu că ați înființat acolo niște lucruri extrem de necesare și eficiente până la urmă, mm-hmm. pentru că și-au dovedit și mm-hmm. roadele. Când m-am întors la roman, este și bine, din nou un început nou, a fost un internat pentru fete, cu 10 fetele din satele împrejur și am fost deschis să preluau această activitate de a însuțesc fetele și lângă asta am oferit la Asociația Alcoolicilor în Recuperare. Adică, da, să începem și ceva la roman, dacă doresc să, da, și chiar a fost un, cum se spune, o bucurie să începem și acolo ceva, bine, de a face cunoscut această activitate, am trebuit să ne prezentăm diferite locuri, la primărie, la școală, la spital, și după o lună a venit deja prima familie dintr-un sat, pentru că mi-a și sat în lingă roman. Și așa, am început lingă internat cu fetele și cu activitate, cu familie, cu acar. Adică în 2012. 11. În 2011 a început. Da. După o lună, de fapt, când am ajuns acolo, a venit prima familie. Și, na, în mod evident sunt foarte multe familii în care este suferință din cauza acestui viciu, da, alcoolul. Da. Cât de greu este, de fapt, ca persoanele care suferă de această, îi spun boală, pentru că devine o boală, o afecțiune, cât de greu este să conștientizeze că au nevoie de ajutor? Bine, de multe ori a venit persoanele din casă și din nu casă, ei. Da, sau soția, sau soțul, sau copii. Persoana respectivă foarte puțin, da, au venit și chiar a apelat și o persoană care a fost de trei ori a încercat să facă această schimbare, nu a reușit și a trei ori el a realizat dacă nu face ceva, familia se va destrămă. Da. Și, bine, a fost când începem, este convorbire cu familie de a prezenta ce trebuie să facă și am început, după ce înainte de Crăciun, chiar deja adunare cu familie. A fost trei familie care s-au hotărât pentru practic acesta. Era întâlnire cu familia și cu persoana afectată. Da. Adică este susținător sau susținătoare. Nu se poate fără susținerea familiei, nu-i așa?
activitatea noastră la ACA este să fie persoană în cauză și un susținător. Să fie cineva din familie, să fie soția sau soțul sau copii sau cineva unde persoana respectivă are încredere de a fi intrumat. Pe lângă acest prim pas extrem de necesar și de greu de a recunoaște și de a accepta că ai nevoie de ajutor, care sunt provocările de pe parcurs? Pentru că, ok, accept, am o problemă, vreau să o rezolv, vin la întâlniri, încerc să depășesc și să scap de acest viciu, dar știm bine că orice drum, chiar dacă vrem să fie bun, are la un moment dat acele coborâri care, de fapt, ne opresc din ceea ce ne-am propus să fie bun. Care sunt riscurile atunci când începi un asemenea proces de dezalcoolizare până la urmă, nu? De a scăpa de acest viciu. Care sunt momentele cele mai grele în care e posibil ca omul să renunțe și să aibă o regresiune în acest sens? Experiența mea este de a vorbi cu persoana respectivă, să fie și prezent partener, adică soțul sau soția sau un copil, cineva din familie, de a explica cum începem. Adică este necesar dezalcoolizare, bineînțeles, un control medical. După ce acest ajutor la centru, această conștientizare, unde este mare ajutor congregația din Iași, unde am apelat mereu ACAR, adică la congregația Don Orione, este o colaborare foarte frumoasă, să facă aceste perioade de 3 săptămâni, 4 săptămâni de a conștientiza. După aceea este de a ca un sfat de a participa la aceste întâlniri de club. Grupul de suport. Asta este important. Și acolo de a împărtăși și cu alți membri este un mare ajutor. Bine, dacă observ o persoană nu este sincer, avem anumite regule, intră și sinceritate, abstinență. Și, bine, dar asta este principal. Vă dați seama când o persoană minte? Bine, se trădează singură, de fapt. Da. Se simte sau chiar membrii care simt și la aceste întâlniri de multe ori descoperă. Se spune, da, minciuna are picioarele scurte. Cu siguranță dintre cei care ne privesc sunt persoane care întâmpină astfel de probleme. Aș vrea în câteva cuvinte să le sfătuiți, să le îndrumați concret ce e de făcut pentru a remedia, pentru a rezolva și pentru a se vindeca sau a-i vindeca pe cei dragi de acest viciu. Eu pot să spun la familie, adică este important să nu judecăm. Nu știm de ce a ajuns persoane în această, ispită de a consuma. Poate în familie a învățat. Să dai întotdeauna un impuls pozitiv, poate să caută un ajutor, poate familia nu reușește pentru că ne cunoaștem, nu accept dacă cineva spune ceva, dar din afară poate persoana respectivă cu probleme acceptă mai degrabă un sfat și să întâmpinăm întotdeauna cu o bunătate, adică să spunem unde ajungeți dacă continuați, ce trebuie făcut, să ajutăm aceste pași care trebuie făcut. Și eu văd, de exemplu, la Roman sunt acum 3 grupuri de suport și mă bucur foarte mult. Clubul pe care sau acest grup de suport care am avut este acum un membru care a fost afectat, care a fost alcoolic și acum este abstinent, este acum operator, așa se numește, cine conduce grupul, și este o mare bucurie și este o persoană foarte creativă și cred că el are multă influență pozitivă la această mișcare, acest
grup de suport. Fiind el însuși, de fapt, un exemplu că se poate. Da. Și ținem legătură, el mă da mereu informație cum face, ne întâlnim acum pentru că tot eu înainte de Crăciun facem un, se numește Interclub, cu toate cluburile care sunt deja au crescut. În total, cred că sunt 14 cluburi deja la Iași, Răduț, Roman, sper și la Raducanen vom începe. Păi, pentru că tot vorbeam despre parcursul dumneavoastră, am zis că v-ați reîntors la Roman în 2011, dar iată că anii au trecut și anul 2023 v-a dus din nou către Răducăneni, unde înțeleg că aveți în gând să faceți același lucru, practic să continuați. Se simte nevoia unei astfel de susțineri, nu-i așa? Da. Eu simt, este foarte important. Mai ales este zona de unde crește via, producție este din plin, lipsă de loc de muncă, dar eu simt o mare deschidere față de oameni, adică ne cunoaștem. Știți, oră, e o vorbă românească care spune că românul, când e trist, bea, și când e bucuros, din nou, bea. De fapt, asta e problema la modul general, că unii au o dramă și își înneacă necazul în alcool, și alții de extaz și bucurie, ce zic, vai ce bucuros sunt, hai să petrec, și se întorc tot la alcool. Care ar fi, de fapt, abordarea corectă în ceea ce privește alcoolul în viața noastră? Bine, pentru mine este acum de a vizita familie, de a vedea cum se prezinte starea familiei. Dacă observăm, este această problemă cu alcool, să nu spunem, este interzis, nu ai voie, pur și simplu, de multe ori, omul știe, nu este bine dacă continuă așa. Și de la sine vine cu această, sora, eu am acest, nu mai pot să mă opresc. Dacă eu întreb, cum stați așa, cum consumați așa, omul vrea să scape de asta, dar ce? Cum? Și cred că asta este important, să ofer acest ajutor, aceste pași care trebuie făcut pentru a ieși din această problemă. Pentru că lumea știe, dacă eu consum, adică familia suferă, eu, sănătatea mea și așa, dar de multe ori omul trebuie să ajungă la un punct unde spune, nu mai pot. Până când nu ajunge, am avut familie unde persoana de trei ori a început, adică a trei ori a reușit, înainte nu a acceptat un sfat din partea familiei. Chiar a fost și la convorbire la mine, nu a acceptat, dar când familia a spus, soția a spus, nu mai se poate așa mai departe, atunci a luat decizia. Divorț și atunci a făcut o decizie. A venit, a apelat dacă pot să ajut. Și am spus ce este de făcut și pas cu pas, așa cu corăptare, am reușit. Și chiar persoana asta este acum, susține un club care a descoperit prin ce a spus, încă nu am ajuns la acesta, spunem prăpastie, durere, să accept un ajutor. Până când am ajuns, acolo, am acceptat. Și trebuie să lăsăm timp pentru fiecare să întâmpinăm cu bunătate, cu înțelegere, și omul singur vine. Adică eu văd această dinamică de a oferi un ajutor, dar nu forțăm, pentru că cu forța nu merge. Să spun nu ai voie, să interzicem, nu merge. Trebuie să vedem și familie, cum trăiește, de ce a ajuns acolo. Adică să fie un dialog cu... Și dumneavoastră vedeți cel mai bine acest lucru prin vizitele în familie pe care le faceți acum în Răducăneni. Știu că mergeți în familie să le cunoașteți, să le fiți aproape. Și ca să vorbim și de partea plăcută, nu, a acestei activități pe care o desfășurați, bănuiesc că acum ajungeți în casele celor care erau copii în 95, acum iată au rămas în Răducăneni, au proprii lor copii pe care îi trimit la pregătire sau poate se duc marți și joi la acea pregătire pe care o faceți pentru școală.
cum e să revedeți copiii copiilor pe care i-ați îndrumat în urmă cu atât de mulți ani? Eu văd, este o legătură rămas. Copiii parcă nu au frică, nu sunt cineva străin. Adică este o apropiere, o legătură rămas. Și asta spun și copiii. Da, mama a povestit, tata a povestit. Practic, și introducerea și povestea de început este deja spusă și ei cunosc aceste aspecte. Uh-huh. Și asta este pentru mine. Eu mă simt ca acasă acolo, adevărat. Este și lumea foarte primitoare și deschisă. Chiar acum, recent, am sărbătorit hramul nostru din casă. Cofundatoarea noastră, Maica Maria Helena, fericită Maria Helena, și a fost Sfântă Liturghie și foarte multă lume a fost la acest eveniment. Să vă fie alături, de fapt. Da, 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 și a fost o bucurie. Da. Spuneți că este această prezentare, introducere și încredere pe care o au familiile în dumneavoastră, dar în ceea ce privește copiii, cu siguranță constatați anumite schimbări în temperamentul, în comportamentul lor. Adică copilul din 95-96 nu mai poate fi comparat cu cel din 2023. Au alte preocupări, alt tip de acces la informații, de fapt, până la urmă. Obțin totul foarte repede, pentru că noi, în copilărie, obțineam lucrurile mai greu, indiferent ce era. Acum, pentru copiii din zilele noastre, cred că totul e foarte la îndemână. Și acest lucru se vede cel mai bine în comportamentul și în răbdarea lor, pentru că, de fapt, nu mai au răbdare. Cum gestionați acest aspect și cum v-ați adaptat strategia, de fapt, de a le fi aproape în funcție de această schimbare care a survenit în toată generația de copii, de fapt? Bine, acum este încă tot este proaspătă și trebuie să spun, am și comunitate, surorele care se ocupă foarte mult de copii, de catehese. Eu am început cu vizita în familie, văd când copii vin la temele. Bine, asta, această modernizare cu tehnica, cu celular, foarte multă ocupație cu asta. Totuși, eu văd, vin foarte mulți copii la catehesa. Nu este mare, nu știu ce. Oferim această formare, această pregătire pentru Sfântă Liturghie, exemplu, și această învățătură, ajutăm la temele și așa. Este... Copiii vin cu plăcere, adică parcă este casa lor. Și deja pe drum întreabă, dar astăzi este BIM de șoacă sau BIM de învățătură? BIM este prietenii lui Iisus și Maria, asta este BIM. Asta înseamnă, de fapt, BIM. Da, da. Și atunci, asta este un semn bun. Copiii cunosc casa și cred că părinții trimit copiii. Așa este... Se vede. Adică am învățat acum sau am văzut acum această mișcare care este a rămas. Soră, pentru că zilnic vedeți copii și sunteți aproape de copii și de familie, cu siguranță din când în când mintea vă mai zboară și spre Austria, locul în care v-ați născut și ați copilărit. Povestiți-ne cum era de fapt micul copil Patriția la mama acasă, în ce fel de familie ați crescut și ce amintire prețioasă aveți din acea perioadă? Da, familia mea, familia mică, am un frate, părinții au fost foarte aproape de biserică, foarte activi în biserică, am crescut în mediul religios, așa, și cred că asta a fost, a crescut și vocația mea, chiar dacă nu am avut gândul să mă duc la menestire, am avut și alte planurile de a să am o familie și așa, și
chiar reacția de la părinții a fost un pic, nu am gândit așa este reacția, a fost împotrivă să mă duc la mănăstire. Și ar fi dorit să aveți o familie, să aveți o meserie, asta, să vă faceți un alt tip de viață. Mama a spus nu se poate, nu mai merge la biserică pentru că mi-e rușine. Tatăl a spus eu sunt nebună și așa, dar cu timpul au dat seama este adevărat vocația mea și s-au bucurat cu timpul. La de ce vârstă s-a întâmplat acest lucru? Când v-ați hotărât și ați simțit că vreți să... 22 de ani. La 22 de ani. Dar până atunci mergeați la biserică, erați un copil cu minte, silitor, vă vedeați de școală și de casă? Da, bine, am fost la școală, după aceea pentru asistente medicală am făcut aceste pregătire, am lucrat 2 ani la spital și după aceea am simțit această chemare de a merge în misiune, adică la o congregație misionară. Am avut întotdeauna în gând să mă duc în misiune ca laică, dar a fost de acasă, nu, părinții nu au fost de acord, dar în congregația asta, când în congregația noastră este acesta, cum se spune, dacă intram să fim pregătiți pentru a merge în altă țară. Asta a fost obligatoriu. Și v-ați asumat acest lucru? Da. Am spus eu. Și au spus părinții, pentru că dacă nu erau de acord cu o viață consacrată, cu atât mai puțin bănuiesc că s-au bucurat când au auzit că veți pleca și din țară. Bine, a fost și un pic cu provocare pentru părinții, da. Dar când au văzut bucuria mea, chiar au făcut o vizită în România și au văzut cum sunt oameni și au fost mulțumiți și chiar o bucurie de a ajuta cumva cu ceva, cu diferite acțiuni care au făcut pentru misiunea aici, da. Cu siguranță ceea ce suntem fiecare dintre noi, și acum vreau să ne referim evident la dumneavoastră, se datorează și creșterii din familie și mediului în care am crescut. Care credeți că sunt cele mai bune lucruri pe care le-ați învățat în familia în care ați crescut? A fost această legătură cu Dumnezeu, viața creștină. Nu a fost exagerat o mare evlavie către Maica Domnului, a fost întotdeauna cu părinții, am făcut diferite pelerinaje la diferite sanctuare și cred că asta a fost pentru mine o temelie pentru vocația mea. Chiar dacă nu am avut un plan să mă duc în această direcție, viața consacrată, dar cu timpul a crescut în sufletul meu și când m-am hotărât să fac acest pas, am simțit în suflet o bucurie, dar în același timp am trebuit să las anumite lucruri pentru că am lucrat deja la spital 2 ani, am trebuit să fac multe schimbări, dar am spus, Doamne, dacă este voința ta, planul tău, accept. Trebuie să mă ajut să rezolv asta și chiar a fost, am rezolvat cu bine și chiar părinții acum am văzut, a fost de acord când au văzut, este o bucurie pentru mine acest drum și sunt bucuroasă în continuare. Cred că asta este pentru părinții important, să vadă copilul realizat. Înainte au avut neîncredere sau poate nu este pentru tine. Se gândeau tine. Că nu faceți o alegere potrivită, pe care chiar să o regretați, chiar pe plan personal. Da. Pentru că acum faceți vizite în familie și pe lângă problemele, nu știu, poate cu alcoolul pe care le sesizați în anumite familii, probleme cu copii, sunt foarte multe probleme de cuplu. În lumea în care trăim, știm bine, relația dintre soț și soție de multe ori suferă. Referindu-mă tot la familia dumneavoastră, ce ați văzut și ce ați învățat din relația părinților dumneavoastră? Lucruri bune care nu trebuie să lipsească dintr-o familie. Primul lucru este, desigur, o credință vie. Adică unde am simțit părinții adevărat trăiesc cu
fidelitate, această legătură cu Dumnezeu. Și cred că asta a fost și pentru noi copii, adică și cu fratele, un semn unde primim această putere să continuăm, chiar dacă sunt greutățile, dar Dumnezeu ne ajută să depășim acesta. Și nu a fost ceva, o trăire creștinească vie, adică am simțit asta este o care m-a ajutat și în continuare cu anumite decizii pe care trebuiam să fac. Să le luați. Dacă este să vorbim despre viitorul dumneavoastră, soră Patriția, îndrăznesc să vă întreb cum vi-l imaginați și cum vă vedeți în următorii ani? Ce ați vrea de fapt să faceți? Pentru că vine o vreme în care parcă puterile ne lasă, simțim că am obosit și că ar fi bine să ne ocupăm de propria persoană. Pentru că, așa cum am zis la începutul emisiunii, dumneavoastră v-ați dăruit viața tuturor celor care v-au întâlnit în cale. Ce vă doriți pentru propria persoană în următoarea etapă a vieții dumneavoastră? Da, într-adevăr, se simte cu anumită vârstă. Nu mai am această putere cum am avut la început, când am început această misiune în România. Pentru mine este important eu să respect și puterile mele pe care am, să fac ce este posibil, să ofer timp, așa cum am spus, această vizită în familie, cum merge și să nu neglijez viața mea spirituală. Adică vocația mea, să am această grijă, să fie acest echilibriu în acest mersul meu, viața mea cu Dumnezeu și cu misiunea mea. Pentru că, da, să rămân misionară unde sunt, unde trăiesc între oameni. Și eu văd asta, face o bucurie când văd asta pot să fac, eu pot să ofer, să ascult, să vedem împreună cu oameni un drum spre bine. Și asta doresc să... După atâția ani petrecuți în România, vă doriți ca până la finalul vieții dumneavoastră să trăiți aici? Vă vedeți tot aici? Doresc. Eu am spus, nu mă plec. Nu mai plecați. Rămân. Adică cum situații arată. Adică doresc să fiu aici până când... Domnul știe asta. După atâția ani am zis de România, cu siguranță ați devenit unul dintre români, ați devenit partea poporului nostru. Încercați, vă rog, să faceți o descriere a poporului român, pentru că știți, cei mai buni ambasadori sunt de fapt cei care nu sunt români la rădăcini, ci devin, practic ei se pliază după țară și devin cele mai bune exemple și chiar cei mai buni patrioți la un moment dat. Cum este de fapt România și cum sunt românii, soră Patriția? Pentru mine este un popor foarte deschis, ospitalitatea mare, o inimă mare pentru și pentru țara și pentru oameni care vin alături. Adică eu mă simt adevărat ca acasă. Și primit așa cum sunt, chiar dacă poate cu limba nu întotdeauna pot să mă exprim așa cum doresc, dar niciodată am simțit, adică am simțit întotdeauna, sunt acceptat cum mă exprim, cum sunt și să facem împreună lucrurile și au acceptat tot ce am oferit, ce pot să dau, să fie eu dau și primesc, adică să fie acest cum se spune, mișcare, fluxul de a da, de a primi. Nu eu vin să dau ceva, să primesc și eu și atunci funcționează această misiune, activitatea noastră, să mergem împreună în acest timp care nu este ușor, dar cu Dumnezeu, cu Domnul înainte, El ne va arăta pas cu pas ce trebuie făcut. Și eu văd grupurile care, exemplu, cu ACA, cu familie, asta este important, dacă facem această temelie cu credință, lumea reușește.
Eu văd, asta este foarte important, nu alte lucruri. Și lumea singură descoperă anumite lucruri care nu sunt bune. Exemplu, să nu spun alcool nu este bun. Adică lumea știe. Și atunci, dacă omul începe cu asta, eu pot să intri să spun ceva. Nu eu vin cu predica, nu. Adică să fie o colaborare reciprocă, un ajutor, eu primesc și eu dau. Adică acesta. Și mă bucur pentru această misiune. Deși sunteți o persoană extrem de modestă, vreau pe final de emisiune să vă spun că v-a ieșit tot ceea ce v-ați propus, tot ceea ce v-ați asumat și vă voi citi trei rânduri care spun așa. Noi, tinerii din Răducăneni, cei care am trăit copilăria noastră la Casa Nazaret din Răducăneni, le datorăm enorm sorei Patriția și Davida pentru tot ceea ce au făcut pentru noi. Soră, iată că toate faptele dumneavoastră, toate eforturile, toate chinurile, că la un moment dat au fost și chinuri cu siguranță, n-au rămas fără ecou, oriunde sunt în lumea aceasta, oamenii care v-au avut în viața lor, vă poartă în suflet și mă îndrăznesc să zic că se roagă pentru dumneavoastră și au acolo un gând de mulțumire pentru tot ceea ce ați făcut pentru ei. V-aș ruga de asemenea, pe final de emisiune, să le adresați un cuvânt celor care v-au întâlnit în viața lor până acum, un salut, o amintire sau ceea ce considerați că le-ar face lor bine să audă că le spune sora Patriția, cea care le-a fost într-un fel mamă. Da, eu trebuie să spun mulțumesc pentru această primire călduroasă unde m-am simțit întotdeauna ca acasă și să mergem împreună și mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase care am auzit acum. Mă simt încurajată de a merge mai departe. Chiar cu vestea este un pic poate mai greu, dar mergem înainte și mă bucur. Mulțumesc foarte mult pentru acest moment de împărtășire. Și noi vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați spus astăzi, pentru exemplul dumneavoastră personal și pentru toată dăruirea, de fapt, în dieceza de Iași. Vă mulțumim! Mulțumesc! Dragi prieteni, ați auzit ce a zis sora Patriția? Nu trebuie doar să dai sau nu trebuie doar să primești. Haideți să dăm și să primim, să fie acest schimb între noi, că de fapt nu e mult de dat, poate chiar un zâmbet. Începem cu acest lucru și cine știe ce aduce după el. Toate cele bune vă doresc. Ne vedem săptămâna viitoare la Interviul Săptămânii. Interviul Săptămânii la RCIS FM.